Ziua femeii a fost sărbătorită printr-un concert inedit la Palatul Culturii Teodor Costescu. Artiști de excepție au fost invitați, printre care Mățu Stoian și Emilia Dorobanțu. Muzica folclorică a fost o încântare pentru doamnele care, alături de parteneri, au avut o seară de neuitat. <fie> thank mm -hmm. you Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită ca de obicei la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu Severin, printr-un concert extraordinar în care doamnele au avut ocazia să asculte o selecție de piese. Muzica populară românească pe care au petrecut a fost o adevărată încântare pentru acestea. Artiști precum Ana Maria Oprișan, Alina Drăghia, Emilia Dorobanțu, dar și Mariana Căpitănescu s-au întâlnit seara trecută pentru a oferi o seară de neuitat dedicată Eternului Feminin. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Vreau să felicit în primul rând de organizatorii, pentru că este cumva un nou început după aceste restricții ale noastre cu interzicerea concertelor și a, a fost o mare bucurie întâlnirea cu publicul. Deci, aici, la. Palatul Teodor Costescu, întotdeauna uh, sunt, sunt primită cu căldură. Deci, simt dragostea oamenilor de cum intru pe scenă. Vă spun, este un lucru extraordinar, pentru că sunt locuri în care mi se par multe priviri uh, ostentative. Deci, parcă uh, îți ia din curajul de a cânta. Dar aici simt căldura aceea emanată de public de la început, așa am simțit și astăzi seara, cu toate că uh, nu, nu este voie să fie sala plină, dar se uh, sentimentul pe care l-au avut aceste inimi care au fost în sală, uh, mi, -au, mi -a, a fost așa că sala a fost plină și uh, felul cum au primit cântecele, uh, le era Și femeile chiar au meritat acest răsfăț. Vreau să-l felicit și pe domnul primar pentru că... A avut această inițiativă. Să știți că nu mulți au acest curaj de a organiza evenimente pe în perioada aceasta cu uh, restricții pentru că le e teamă de complicații și atunci mai bine se lipsesc și spun mai bine nu, e mai ușor să nu faci decât să faci și să întâmpini probleme. Dar iată că oamenii curajoși uh, fac lucruri. Aici m-am încărcat, mi-am încărcat bateriile cu aplauzele publicului. Inițiativa autorităților locale de a organiza un astfel de eveniment a fost apreciată de către artiștii prezenți. Cu melancolie, aceștia au afirmat cât de dor le-a fost de reîntâlnirea cu publicul. Vă mulțumesc frumos! Vreau să îi mulțumesc domnului primar pentru modul cum gestionează minunatul oraș și nu numai și prietenul nostru, Aladin. Să știți că eu nu fac politică, dar îmi sunt așa de dragi ca oameni, pentru că la mine pe zona de munte au făcut lucruri foarte frumoase. N-aș fi crezut vreodată că putem ieși din oroele din care am ieșit. Acolo tot este asfaltat și frumos și plăcut. Și pentru asta e felicit din suflet. Și aș vrea să cânt doar atât. Mehedinți frumos pământ, tare me drag să te cânt, dar te văd din când în când și trăiesc cu tine în gând. Unde trăiesc o duc bine, dar sunt departe de tine plai de dor cu oameni buni, cu paduri pe mândrusuri, te lumina mândru soare, din izverna vânjul mare, când te drag sau de în baia, de răsună și strehaia, mi-e drag la tine să vin, Dunăre la Severin, că mulți ani pe malul tău petrecui cu puiul meu. De vrei să te înveselești, treci pe -o noare și gheorghești, treci pe noare și gheorghești, la cerna vârf să te oprești. De vezi lunca de la balta, lumea ți se pare alta, ai în fața ochilor frumusețea munților. Pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu a fost prezent și iubitul cântăreț de muzică populară Mățu Stoian. Pe melodiile de excepție ale acestuia, doamnele alături de soți au petrecut cu voie bună. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Este un eveniment foarte important din viața noastră, românilor: sărbătoarea mamei. În primul rând, sărbătoarea uh, minunatului om care procrează. Uh, astăzi, la Drobeta Severin, uh, m-am simțit extraordinar de bine. Uh, de fapt, de fiecare dată când vin aici la Mehedinț, la mine acasă, uh, mă simt minunat. Publicul este cel care recepționează tot actul cu cultural prezentat de mine și de colegii mei. Și mulțumesc autorităților și tuturor celor care s-au gândit să organizeze în această perioadă grea, perioadă ce ne-a măcinat viețile, un minunat spectacol pentru Doamnele noastre scumpe. Piesele de excepție ale artiștilor atât de iubiți de Severineni au fost o încântare în seara de 8 martie. Soții, mame, bunici, toate au avut același entuziasm la ascultarea versurilor melodiilor preferate, trezindu-le fel și fel de amintiri.